Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Împărați, la capitolul 12, și vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 25. 1 Împărați 12, de la versetul 25, voi citi cuvântul lui Dumnezeu. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo, apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa: împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Ieroboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit împăratul, a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-a suit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus la Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna a 8-a, în ziua 15-a a lunii, ca sărbătoare care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să se aducă jertfe vițeilor pe care îi făcuse el. A pus în slujbă la Betel preoții înălțimilor ridicate de el și a jertfit pe altar, pe altarul pe care îl făcuse la Betel, în ziua 15-a lunii, a 8-a lună pe care o alesese după bunul lui plac, a hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar ca să ardă tămâie. Amin. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Iubiți frați și surori, e o bucurie pentru noi să putem să ne strângem la adunare, așa cum spunea și fratele Nelu la început. Ne bucurăm că în mijlocul nostru este Dumnezeu. Și închinarea noastră de fiecare dată, programul, timpul de părtășie ar trebui să fie construit în jurul prezenței lui Dumnezeu. De fiecare dată, obiectivul nostru trebuie să fie ca Dumnezeu să rămână în mijlocul nostru, în mijlocul închinării noastre. Dumnezeu, în seara aceasta, mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt care arată fațeta cealaltă. Cuvântul pe care l-am citit vorbește despre un rege al lui Israel, despre regele Ieroboam, care a fost un om bun, un om înzestrat de Dumnezeu, cu calități excepționale, un om pe care l-a chemat Dumnezeu să-l reprezinte înaintea poporului. Asta era menirea și scopul împăratului, să reprezinte pe Dumnezeu în popor, însă omul acesta, la un moment dat, a pornit într-o direcție greșită. Iubiți frați și surori, și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă este aceeași: să-L reprezentăm pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, unde Dumnezeu ne-a rânduit să trăim pe fiecare dintre noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Însă, Ieroboam, pentru a-și asigura poziția lui, puterea, a renunțat la închinarea adevărată care a fost rânduită de Dumnezeu și și-a făcut propria lui religie. Și aceasta l-a dus la apostazie pe el și pe poporul Israel. Titlul mesajului din seara aceasta este Pericolul apostaziei. Apostazia este renunțarea la credința adevărată în Dumnezeu, renunțarea la închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog să ne păzească Dumnezeu pe fiecare dintre noi de apostazie. Dacă voi prezenta în seara aceasta acest mesaj, pe care, vă spun sincer, simt greutatea lui, nu înseamnă că vreau să prezint o cale pe care cineva ar trebui să o urmeze, ci dimpotrivă. Aș vrea să privim la viața regelui Ieroboam, să vedem greșelile pe care le-a făcut omul acesta și noi să ne hotărâm în seara aceasta niciodată să nu călcăm pe urmele lui, ci cu toată inima noastră să ne alipim de Dumnezeu. Să facem ceea ce a făcut David, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu creează echilibru și ne va ține lângă Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat. Trăim o vreme grea,
Scriptura spune că în vremurile din urmă, dragostea oamenilor se va răci și mulți se vor lepăda de credință. De aceea consider că este bine să punem la inimă acest mesaj, mesajul pe care l-am intitulat, pericolul apostaziei. Ce l-a condus pe Ieroboam la apostazie? Și aș vrea să vedem câțiva pași progresivi, așa cum a ajuns omul acesta să se despartă de Dumnezeu. Și primul pas care l-a condus pe Ieroboam la apostazie a fost neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 11, versetul 37 și 38, Dumnezeu îi face o promisiune, o chemare lui Ieroboam. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul tău. Vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Iată cuvântul lui Dumnezeu care i-a fost adresat acestui om. Putea să se bazeze din toată inima lui pe cuvântul lui Dumnezeu și să zică, dacă Dumnezeu a făcut lui David această promisiune și a împlinit-o, Dumnezeu o va împlini și în ceea ce mă privește pe mine. Însă, ceea ce observăm în viața acestui om este că cuvântul lui Dumnezeu nu i-a fost de ajuns ca să-i asigure poziția, puterea, statutul de rege în Israel. Și ceea ce a făcut Ieroboam a fost să încerce sau să-și asigure poziția, să-și asigure puterea prin ceea ce a considerat el că este bine. Și cuvântul pe care l-am citit spune că el într-o zi s-a hotărât, s-a gândit, uitându-se la popor, gândindu-se că poporul s-ar putea să se ducă înapoi la Ierusalim și să se alăture din nou regatului de sud, a zis, măi, ar fi bine să-i opresc și să construiesc eu o alternativă, un substitut pentru închinarea de la templu de la Ierusalim. Și a făcut două temple, două sanctuare, unul la Betel și unul la Dan. Și Scriptura spune în versetul 30 pe care l-am citit, și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia dintre viței până la Dan. Fapta aceasta pe care a făcut-o Ieroboam a fost un prilej de păcătuire. Practic, ce a făcut regele acesta a schimbat religia în Israel, a schimbat modul de închinare în Israel. Sigur, semăna foarte mult cu ceea ce se întâmpla la templu de la Ierusalim. Erau preoți și acolo, era altar și acolo, era templu, erau oameni care veneau și aduceau jertfele. Însă ceea ce lipsea era prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu era în templu, în sanctuarele pe care le-a construit Ieroboam. Și ceea ce a construit el, ceea ce a făcut el a fost împotriva voii lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, primul pas care ne poate duce la apostazie, care l-a dus la apostazie pe acest om, este neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu omul care nu are încredere în Dumnezeu? M-am uitat la Ieroboam și am văzut câteva caracteristici. Când nu ai încredere, când ajunge omul să nu mai aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu, primul lucru pe care l-am observat la el, devine suspicios. Deși poporul l-a ales cu toată inima pe Ieroboam și l-a pus rege, l-au lepădat pe Roboam și au plecat și au zis, ce treabă avem noi cu tine, fiul lui David? Și l-au așezat pe Ieroboam în fruntea lor. Totuși, regele acesta, împăratul acesta a fost suspicios. A zis, mă, poporul ăsta care m-a ales, ăștia, dacă se duc la Ierusalim, o să-i pierd. Și din cauza aceasta, din cauza suspiciunii acesteia a ales să facă o alternativă pentru Dumnezeu. Ceea ce vreau să scot în evidență, iubiți frați și surori, este că în ultima perioadă pe care am petrecut-o, ultimul an pe care l-am trăit, parcă suntem și noi asaltați de pericolul acesta al suspiciunilor, de teoria conspirației. Și nu vreau să amintesc niciuna dintre ele pentru că le fac reclamă și nu vreau. Ceea ce vreau să scot în evidență este că suspiciunea, odată ce intră în adunare, în biserică, creează dezastru. Când păstorul nu mai are încredere în enoriașii lui sau enoriașii nu mai au încredere și devin suspicioși
că liderul lor spiritual nu-i conduce într-o direcție bună, aduce dezastru, duce la apostazie. Dar ce să vorbesc când suspiciunea intră într-o familie, într-un cuplu, când soțul devine suspicios în ce privește soția lui sau soția îl suspectează pe soț de lucruri care n-ar trebui. Numai mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu mai poate interveni acolo și să stabilească lucrurile. De aceea Dumnezeu să ne păzească de suspiciune. O altă caracteristică a omului care nu se mai încrede în cuvântul lui Dumnezeu este îngrijorarea. Când nu te mai încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, îngrijorarea își face loc, se așează în inimă. Și Scriptura ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să lepădăm orice fel de îngrijorare, să o dăm la o parte. Ieroboam a zis, poporul acesta, dacă se va duce la Ierusalim, inima lor se va alipi iarăși de Roboam și mă vor omorâ. Scenariul acesta și l-a făcut în inima lui și a început să se îngrijoreze, a început să se frământe, a început să făurească planuri. Îngrijorarea ne poate aduce și pe noi în astfel de pericole. Pericole în care să alegem să luăm anumite decizii care ne pot despărți de prezența lui Dumnezeu. Să credem că venind la biserică Dumnezeu e cu noi, să credem că acasă Dumnezeu încă mai este cu noi, să credem cum credeau ei că se întâmplă la Betel și la Dan, dar Dumnezeu n-a fost acolo. Apoi, o altă caracteristică a omului care nu se încrede în Dumnezeu, ce se întâmplă cu omul care nu se încrede în Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, este că omul acesta păcătuiește. Și Ieroboam a căutat ceva mai sigur decât cuvântul lui Dumnezeu. A venit cu o propunere în ajutorul poporului. Poate că a formulat așa când a zis, Israel, destul v-ați suit la Ierusalim. Imaginați-vă acum cât de greu e pentru toți să ne ducem până la Ierusalim, cât de costisitor, cât de obositor e drumul ăsta. Uite, fac ceva pentru voi mai aproape, o inovare în închinare. Cum sunt inovările în închinare? Noul care este adus în închinare? Câte probleme am avut și noi în trecut cu revelațiile care au fost primite mai... Dumnezeu să ne păzească de asta. Eu nu spun că nu există posibilitate să adăugăm ceva nou și să ne închinăm cu noul acela înaintea lui Dumnezeu. Ba da, uitându-mă în Sfânta Scriptură, am văzut la David și la Solomon că ei au adus ceva nou în închinarea poporului Israel. Solomon a construit templu. Înainte, oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, se întâlneau în cort. Și Solomon a construit templu și apoi s-a schimbat închinarea lui Israel. Numai că proiectul acesta, planul acesta, n-a venit din inima lui Solomon. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat, în schimb, în cazul lui Ieroboam, el niciodată nu s-a consultat cu Dumnezeu. Niciodată nu l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, oare e bine să construiesc aici două locașe de închinare și să nu ne mai ducem până la Ierusalim, să ne închinăm și noi aici, în locurile pe care ni le-ai dat să le stăpânim. Nu s-a consultat. Scriptura ne spune că, în versetul 26, Ieroboam a zis în inima sa, sfaturile pe care le-a luat a fost cu el, cu gândurile lui, cu starea inimii lui și de aici a plecat pericolul. Mă rog în seara aceasta să ne păzească Dumnezeu. În ce privește închinarea, iubiți frați și surori? În ultima perioadă, în ultimul an s-a schimbat și la noi felul în care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim cu toți ca biserica să fie plină cum era înainte, să nu mai fim separați unii după masa, unii dimineața. Și lucrul acesta, faptul că tânjim să ajungem iarăși la vremuri bune și să ne închinăm așa cum ne închinam altădată, este un lucru bun. Pericolul este ca cineva să se fie obișnuit cu stilul de închinare sau știu eu, nici nu știu dacă e bine să numesc stil de închinare, cu urmărirea programelor de acasă în mod online, există un pericol aici. Există o inovare care nu știu dacă vine de la Domnul. Sunt oameni care urmăresc 2, 3 sau 4, 5 programe. Predicatorul iau de aici, cântăreții de aici, poezia de acolo, rugăciunea nu prea. Rugăciunea, dacă e rugăciune la Emanuel, ne mutăm în,
în altă parte și există posibilitatea acum de acasă să-ți faci programul tău, slujba ta de închinare acasă la tine. Ceea ce ar trebui să avem în atenție este dacă Dumnezeul nostru este prezent acolo în închinarea noastră. Dacă nu, noi suntem numai consumatori și s-ar putea mai rău decât atât. Chiar să ne aducă pericolul acesta să ne depărteze ușor, ușor și fără să ne dăm seama să ne depărteze de Dumnezeu. Eu cred că sunt foarte bune transmisiile live pentru cei care sunt bolnavi acasă. Mă gândesc acum la Caius, la fratele Iosif, Dumnezeu să-i binecuvinteze, ei probabil că ne urmăresc de acasă, nu pot să vină la adunare. Dar iubiți frați și surori, s-ar putea să mai fie pe acasă surori și frați de ai noștri care s-au obișnuit în sistemul acesta și care nu mai vin aici în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât biserica, Iisus Hristos a zidit biserica, este ideea Lui. Și Dumnezeu vrea să venim și să ne închinăm aici, noi, poporul lui Dumnezeu. Asta să fie aspirația noastră, să fie motivul rugăciunilor noastre. Doamne, vrem din nou să ne întâlnim și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Nici de cum să ne facem fiecare betelul nostru acasă sau, știu eu, altă. Deși este bine să avem acasă închinare, înțelegeți ce vreau să spun. Este bine să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu acasă și casa noastră să fie o biserică. Dar să nu ne dorim să excludem închinarea din casa lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze. Apoi, în al doilea rând, un al doilea pas în drumul acesta spre apostazia lui Ieroboam a fost frica. Primul pas a fost neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu i-a vorbit că îl va face rege, că îl va binecuvânta, că îi va zidi o casă și îi va da urmași exact cum a făcut cu David, Ieroboam n-a avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu și a zis, măi, poate că nu se va întâmpla așa, lasă că am eu grijă să-mi consolidez împărăția. Și n-a reușit să facă asta, dimpotrivă, a ajuns la apostazie, a ajuns să audă din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu va mătura tot ce este al lui Ieroboam, cum mătură cineva murdăriile. Apoi, al doilea pas este frica. Frica s-a stabilit în inima lui Ieroboam, în versetul 26, vedem, Ieroboam a zis în inima sa și înainte de a prezenta tot proiectul acesta de a înființa o altă religie, un alt mod de închinare, scribul începe cu acest verset 26. Ieroboam a zis în inima sa. Ceva s-a întâmplat în inima lui Ieroboam și de acolo a pornit planul și proiectul pe care el l-a făcut. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim foarte, foarte atenți ceea ce hrănim în inima noastră. Aș vrea să privim teama, frica lui Ieroboam, să o observăm în trei domenii. Primul domeniu este frica de oameni. El a spus, dacă vor ajunge oamenii la Ierusalim, mă vor omorâ. Și constrâns de teama aceasta, de frica aceasta să nu-și piardă viața, a realizat proiectul despre care am vorbit mai înainte. Există pericolul să cădem și noi în frica aceasta de oameni. Chiar discutam odată cu cineva și cumva m-am regăsit în mărturia acelui frate. Când era mai tânăr, părinții îi spunea acestui băiat, auzi, nu mai fă atâtea prostii, mă, că te râde lumea. Nu vezi, te vorbește lumea în sat. Și la sat, eu am crescut la țară, cam așa se întâmplă. Așa ne zicea și mama nouă. Măi, nu mai faceți prostii, că vă râde lumea. Și cumva am crescut cu deficitul ăsta, complexul ăsta. Măi, dacă facem ceva, dacă facem vreo nebunie, ne râde lumea, aude mama e credincioasă, o facem de rușine. Și cumva sechelele le purtăm după noi și astăzi. Când trebuie să intrăm undeva, să vorbim cu cineva, cu oameni, batem la ușă acolo, de fiecare dată inima bate mai tare, că deși oamenii nu pot să ne facă nimic, nu-i așa? În Proverbe, în capitolul 29, versetul 25, cuvântul Domnului spune așa, frica de oameni este o cursă, este un pericol să te lași câștigat, biruit de frica aceasta de oameni. Și apoi în Psalmul 56, versetul 4, aș vrea să mai citim, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Mă rog, dacă este cineva biruit de frica aceasta de oameni, aici în Biserica Emanuel, sau dintre cei care ne urmăresc, Dumnezeu să-i elibereze în seara aceasta. Apoi, un alt pas, o altă
Un alt loc în care am văzut în viața lui Ieroboam frica este frica de moarte. Frica de moarte și frica aceasta l-a determinat pe Ieroboam să mintă. Atunci când a prezentat înaintea poporului ceea ce are de gând să facă, când a spus destul v-a suit la Ierusalim, el n-a spus, oameni buni, mie mi-e frică că dacă voi vă duceți acolo, o să mă omorâți, o să vă depărtați de mine. Frica cea mai mare a lui, asta era, însă el a ascuns lucrul acesta. Și adesea frica aceasta de moarte sau frica de orice fel ar fi, ne duce la minciună și la păcat. Gândiți-vă numai frica pe care am trăit-o fiecare dintre noi în ultima perioadă, în anul pe care l-am trăit, frica de moarte. Pentru că vrem, nu vrem să recunoaștem, a intrat oarecum în poporul lui Dumnezeu frica aceasta de moarte. Am ajuns să ne fie frică să ne mai întâlnim unul cu altul, acum ne-a mai revenit și slavă Domnului pentru asta, dar am ajuns să ne fie frică cu asta, stăm acum câteodată când ne întâlnim unul cu altul, nu știm, dă mâna, nu dă mâna, ce gândește celălalt? Vă dați seama frica, cât de mult ne-a distorsionat gândirea noastră și rațiunea. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne elibereze de frica aceasta. Iubiți frați și surori, frica este un pas care ne poate duce la apostazie. Frica nu vine de la Dumnezeu. Apoi, o altă observație pe care am văzut-o, frica de viitor. Frica de ziua de mâine. Versetul 26 și 27, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său. Iată, când și-a zugrăvit în minte așa un plan, pe care Dumnezeu niciodată nu l-a avut în plan, nu s-a gândit să-l facă, dar omul acesta care peste inima lui a intervenit frica, a început să zugrăvească un plan negru și să zică, măi, dacă poporul se duce acolo, sigur se vor îndepărta de mine. Și există frica aceasta de viitor, frica de ziua de mâine. Ce are să se întâmple cu împărăția mea? Ce se va întâmpla cu locul nostru de muncă? Încep școlile în 8 februarie, dacă Dumnezeu ajută. Ce se va întâmpla cu copilașii noștri? Îi ducem la școală, nu îi ducem la școală, se vor infecta, nu se vor infecta și există tot timpul frica aceasta și stresul acesta pentru ziua de mâine. Iubiți frați și surori, în 2 Timotei 1:7 aș vrea să privim cu toți la versetul acesta și să ne întărim inimile în seara aceasta. Căci Dumnezeu nouă nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Asta spune Scriptura. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Putem în seara aceasta să-L credem sau putem să nu credem cuvântul lui Dumnezeu și să ne temem în continuare. Numai că dacă nu vom crede cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne vom teme în continuare, ne-am putea trezi la un moment dat că noi suntem apostați, că noi am lepădat credința în Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ne-a dat un duh de putere. Dumnezeu ne-a ajutat și ne va ajuta să biruim orice circumstanță prin care vom trece. Aceasta să fie credința noastră. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Trec mai departe la al treilea pas care l-a condus pe Ieroboam la apostazie și al treilea pas este neascultarea de Dumnezeu. Observați dumneavoastră în versetul 38 pe care l-am citit din capitolul 11, Dumnezeu așa i-a spus în cuvântul prin care l-a chemat. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci. Dacă vei asculta, se vor întâmpla lucrurile astea. Foarte mulți, sunt câteva persoane cu care m-am întâlnit și care mi-au mărturisit, uite că Dumnezeu mi-a spus că mă va binecuvânta sau că are un plan cu mine și planul acela nu s-a întâmplat și persoanele cu care am vorbit au ajuns în situații destul de dificile și de grave. Dar asta nu înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu n-a avut putere sau că Dumnezeu n-ar fi putut să facă lucrul acela. Problema este că or fi ales probabil calea lui Ieroboam. Mi-aduc aminte, am fost în casa unei familii, am lucrat ceva acolo și am găsit o Biblie. O Biblie din aia verde, mică, așa, un pic mai groasă, cu coperți și eu obișnuiesc să răsfoiesc dacă găsesc o Biblie, să văd ce îi prin Biblie pe acolo și am găsit o foicică și pe foicica aia era un cuvânt profetic pentru persoana respectivă. Deși
familia respectivă nu erau credincioși atunci. Soția acelui bărbat era, a fost credincioasă și a fost membru în Biserica Emanuel. Am aflat ulterior. Și pe bilețelul acela era un cuvânt, ceva de genul: dacă vei asculta și vei rămâne lângă mine, eu, Domnul, am să-l întorc pe soțul tău la credință. Ceva de genul a fost. Și, din păcate, în loc să se întoarcă soțul la credință, soția acelui bărbat s-a întors în lume. A ajuns la apostazie. Asta nu înseamnă că cuvântul acela lui Dumnezeu nu s-ar fi împlinit. Ba da, planul lui Dumnezeu acela a fost. Să-l întoarcă și pe soț la credință. Însă, era condiționat de un lucru. De ascultare de Dumnezeu. Și al treilea pas despre care vreau să vorbesc este acesta. Al treilea pas care ne poate duce la apostazie este neascultarea de Dumnezeu. Iubiți frați și surori, câteodată așa subtil intră neascultarea asta de Dumnezeu, poate nici nu ne dăm seama că nu ascultăm. Hai să vedem care sunt efectele neascultării de Dumnezeu pe care le-am văzut în viața lui Ieroboam. Primul efect pe care l-am observat este răzvrătirea. Ieroboam n-a fost un om care nu cunoștea legea lui Dumnezeu. A cunoscut-o foarte bine. Dumnezeu a știut când l-a ales pe Ieroboam cât de capabil este, însă a ignorat-o. Și aici a fost problema lui. Aici a fost răzvrătirea pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Să cunoști legea lui Dumnezeu, dar să o ignori. Asta este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu te cheamă să te închini la templu de la Ierusalim și tu să faci alt substitut, să faci altă locație după bunul tău plac. Apoi, un alt efect pe care aș vrea să îl menționez, un efect al neascultării de Dumnezeu, este abandonarea lui Dumnezeu. Nu abandonarea din partea omului, că asta se întâmplă foarte des. Când Dumnezeu abandonează pe om, acesta este un efect. Am observat aici că Dumnezeu nu l-a abandonat imediat pe Ieroboam. Dumnezeu are har, a avut har pentru Ieroboam și are har pentru fiecare dintre noi astăzi. A trimis un om al lui Dumnezeu din Iuda cu un mesaj împotriva altarului, împotriva tot ceea ce a zidit și a construit Ieroboam la Betel. Și în timp ce era la sărbătoare acolo, a venit un om al lui Dumnezeu și i-a profețit. Și prin profeția aceasta, prin cuvântul acesta, Dumnezeu i-a oferit har și i-a acordat șansă să se întoarcă de la calea lui cearea. Însă Ieroboam n-a vrut să se întoarcă. Și atunci Dumnezeu l-a abandonat. Nu știu dacă există ceva mai cumplit, un blestem mai mare, decât să te abandoneze Dumnezeu. În Romani 1:8, Scriptura spune că Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, deși îl cunoșteau pe Dumnezeu, dar l-au ignorat. Și pentru că l-au ignorat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Despre Ieroboam spune că el a îndepărtat pe leviți, i-a îndepărtat pe preoți, probabil că preoții n-au vrut să slujească la templele construite de el, că aveau conștiință. Și el i-a îndepărtat și spune Scriptura că el a pus preoți după bunul lui plac. Dumnezeu l-a lăsat în voia minții lui blestemate să facă ce crede el și ce vrea el. Și acesta este un efect al neascultării de Dumnezeu, să te abandoneze Dumnezeu. Pentru că Ieroboam, iubiți frați și surori, prin ceea ce a făcut el, nu a căutat gloria lui Dumnezeu, ci a căutat să-și asigure poziția lui. Apoi, un alt efect al neascultării de Dumnezeu este moartea. Și nu știu dacă este un exemplu mai sugestiv în Biblie, care reflectă importanța ascultării în lucrurile mărunte, decât omul acesta lui Dumnezeu care a fost trimis să ducă mesajul lui Ieroboam, care a fost trimis să profețească împotriva altarului lui Ieroboam. Scriptura spune că Dumnezeu i-a dat un mesaj și a spus așa: te vei duce pe un drum, n-ai voie să mănânci acolo, n-ai voie să bei și te vei întoarce pe un alt drum. Și în momentul în care a profețit la templu din Betel, Ieroboam a întins mâna și a zis: prindeți-l.
Când a zis asta, sigur a vrut să-l aresteze, să-l omoare, nu, numai că mâna lui a rămas așa întinsă. Și a zis apoi, roagă-te lui Dumnezeu să mă vindece. Și s-a rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Și apoi a zis, auzi, hai acum intră la mine în casă, că vreau să-ți dau ceva de mâncare și îți voi da și un dar. Și omul lui Dumnezeu a spus, nu, să-mi dai jumătate din împărăția ta și nu mă voi întoarce. Nu voi intra la tine, pentru că Dumnezeu mi-a spus, mi-a transmis mesajul acesta. Și a plecat înapoi pe un alt drum. Numai că din localitatea respectivă a auzit și un profet bătrân despre istoria aceasta, despre experiența aceasta care s-a întâmplat la templu. Și s-a dus repede și l-a ajuns din drum. Mă gândesc, omul acesta lui Dumnezeu nu mai avea mult și ajungea în Iuda. Dar el s-a odihnit undeva la umbra unui stejar acolo. A zis, mă, slăvit să fie Domnul, am făcut lucrarea lui Dumnezeu, n-am căzut în ispită, am rezistat la ispita regelui, acum am isprăvit. Nu mai vedeți dumneavoastră cât de șiret e diavolul. Când avem noi impresia că am biruit ispita, atunci vine cu... Și a venit acest profet bătrân, cu experiență, matur în credință, așa am zice noi, numai și îl mințea și a zis, auzi, mi-a vorbit Dumnezeu mie printr-un înger și mi-a spus să te întorc înapoi, să-ți dau ceva să mănânci și apoi să te duci la drumul tău. Și a făcut lucrul acesta. S-a întors și în timp ce a mâncat în casa acestui profet din Betel, cuvântul Domnului i-a vorbit. Pentru că n-ai ascultat de cuvântul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Trupul tău mort nu va fi așezat în mormântul părinților tăi. Pentru că n-ai ascultat. Iubiți frați și surori, efectul neascultării de Dumnezeu este moartea. Este despărțirea de Dumnezeu. Și omul acesta este un exemplu pentru noi. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne cere să fim credincioși în lucrurile mici. Probabil că a zis acum, sigur, Dumnezeu nu se mai uită. Am împlinit ceea ce aveam de împlinit acolo în fața lui Ieroboam, acum Dumnezeu nu mai e atât de atent la lucrurile astea. Dar Dumnezeu este atent la lucrurile mici. Dacă vrem să fim credincioși în lucrurile mari, mai întâi trebuie să fim credincioși în lucrurile mici. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Mesajul din seara aceasta, pericolul apostaziei, în primul rând, arătând drumul spre apostazie, pașii spre apostazie, am vorbit despre neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Noi să fim oameni credincioși, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să avem încredere. Dacă Dumnezeu a spus în cuvântul lui că ne va purta de grijă, să luăm cuvântul acela și să credem în el. Dumnezeu ne va purta de grijă. Și să nu ajungem în situația să nu-L credem și să încercăm să ne asigurăm noi, știu eu, locul de muncă, binele familiei, sănătatea sau orice altceva, prin lucruri auxiliare, prin lucruri care pot să stârnească mânia lui Dumnezeu. Apoi, al doilea pas spre apostazie, spre lepădarea de credință, este frica. Și mă rog ca Dumnezeu să ne vindece de frică. Fratele Nelu spunea în biserică la noi aici că cei care se tem de Dumnezeu nu au nicio frică și este adevărat. Nu se mai tem de absolut nimic altceva. Iar cei care nu se tem de Dumnezeu sfârșesc prin a se teme de orice lucru. Și așa este, iubiți frați și surori. Dumnezeu ne cheamă, singura teamă pe care o purtăm în inimă să fie teamă de Dumnezeu. Și aceasta, cu aceasta aș vrea să plecăm acasă astăzi. Și apoi ultimul pas care ne poate conduce la apostazie, la lepădarea de credință, este neascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, să ne ajute să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să-L urmăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, ne stă înainte o săptămână în care putem să ne pregătim sufletele, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Dacă la anumite puncte Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta, să ne ajute Domnul să ne pocăim. Cum spunea fratele Ionel aici, să ne pregătim, iubiți frați și surori. Să nu ne găsească venirea Domnului nepregătiți. Venirea Domnului este aproape. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să ridice biserica sa și în orice clipă trebuie să fim pregătiți. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta și să ne binecuvinteze. Vă invit acum, în final, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu.